an de zile. Astăzi se împlinește un an de zile exact. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte care ați fost atunci, cine a predicat și de unde s-a predicat. Din Psalmul 90, de la versetul 1 la versetul 12, și cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit de fratele păstor Cornea Daniel. În prima versetul 12, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Omului Dumnezeu, Ezechia, în 2 Împărați, capitolul 20, a treia parte din versetul 1, așa vorbește Domnul: rânduiește ce ai de rânduit. Vreau să spun în seara aceasta, în 2017, haideți să rânduim ce avem de rânduit. Haideți să învățăm să ne numărăm bine, nu zile. Să învățăm să ne numărăm bine secunde. Pentru că zile nu știm când ne îngăduie Dumnezeu. Nu știu dacă următoarea secundă a mea sau a dumneavoastră sau următoarea zi. Dar știu în seara aceasta, conform Scripturii, sunt chemat să învăț să număr bine zilele și să rânduiesc ce am de rânduit în viața mea prima dată. A doua oară, rânduiește ce ai rânduit în casa ta. Și în a treilea rând, rânduiește ce ai de rânduit cu cei din biserică și cu cei din afara ta. A trecut un an, 2016. Nu știu viața nimănui. Ai o știe decât Dumnezeu. Cu cine n-ai vorbit în 2016 înspre 2017? Ce mai ai de rânduit? În sufletul dumitale aia știe Dumnezeu. Atât știu în seara aceasta, conform Scripturii, să rânduiesc și să rânduiesc ce avem de rânduit. De ce? Căci vei muri și nu vei mai trăi. Și Ezechia face un lucru. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feții tale cu credincioșie. Întrebarea este, în 2016, înaintea feței lui Dumnezeu, cum am umblat eu și cum ai umblat dumneata? Cu curăție de inimă. Am făcut ce este bine înaintea ta. Fiecare dintre noi putem da răspuns în seara aceasta. Haideți să luăm angajament. Să umblăm înaintea lui Dumnezeu cu toată credincioșia. Ajută-ne, Doamne! O inimă curată, spărată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și să facem ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și înaintea oamenilor. Numai biserică ne spune Scriptura că erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu și erau plăcuți înaintea oamenilor. Deci, seara aceasta suntem chemați să rânduim ce avem de rânduit în viața noastră, să rânduim ce avem de rânduit în casa noastră, să rânduim ce avem de rânduit în biserică și în societatea în care Hristos ne-a așezat. Suntem chemați să umblăm cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu, cu curăție de inimă, și suntem chemați să facem ce este bine și ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați în seara aceasta să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă
înțeleaptă din partea lui Dumnezeu. În ultimul rând, suntem chemați tot din Psalmul 90, cu versetul 1, Scriptura ne spune: Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Suntem chemați în anul 2017 să vădăm pe Dumnezeu ca locul nostru de adăpost. Haideți să nu plecăm în 2017 fără un loc de adăpost. Este unicul loc de siguranță. În 2016 au fost cutremure în Italia. Au fost inundații în România. Nu mai există loc de adăpost pe pământ. Au fost ciocniri între trenuri, între mașini, prăbușiri de avioane, scufundări, vapoare și au murit oameni. Nu au avut loc de adăpost. În seara aceasta suntem chemați. În 2016 să luăm pe Dumnezeu ca adevărat loc de adăpost în 2017. Amin. Nu uitați în seara aceasta. Să învățăm. Să ne numărăm zilele. Să rânduim ce avem de rânduit și să trăim cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Moise a fost un om și cel mai plând om de pe fața pământului. Doamne, îmbracă-ne pe fiecare dintre noi cu această blândețe în 2017. Ne ridicăm și ne închinăm înaintea Lui.